Salut, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la un episod din Jurassic World The Game. Ce faceți, mă, nebunilor mei? Tocmai ce am hrănit din domnul ăsta, l-am făcut de nivel 20 și v-am privat de libertatea de a vedea minunata lui animație foarte agresivă, dar hrănire, mă, oameni. Îmi pare rău pentru chestia asta, sunt un nenorocit, dar știu, mers să fiu târziu în sardă și bătut cu bâtie, picioare și meteoriți. Dar în fine, mă, oameni, pe deasupra am pierdut șapatozaurul, adică a fost un incident. A fost un Core 19, am văzut acolo plus 13 SDNA, am dat clipper și am ratat toate chestiile, fiindcă să mișcau viteza luminii, dracu, să zici că să le teleportau pe acolo. Și ai de cap meu, ce sunt chestia asta? Hybrid Howl, ai de cap meu, Perfect Fusion, ce dracu să stea, du-te bă de aici, ai de cap, puși de zile mele, cu banii poți să-ți cumperi o grămadă de joace faine, dar pe Steam. Un Dilophosaur, mișto. Am văzut acolo plus 13, am zis, mamă, dă-i repede, am ratat toate alea, n-am nimeni decât vreo 3-4 și s-a dus dracu. Și din câte văd eu aici, încă am vreo 11, aproape 12 ore, mi-l aduce înapoi, perfect. Ai de capul și de zile mele, dar prostovan îți mergeam aici. Au un introduct theorem, dar și pe ăsta încoace. Astăzi, oameni, avem niște evenimente noi și foarte faine, pe deasupra, hibridul ăla, super hibridul ăla nou, care e rar din câte am înțeles. Ia să hai să vi-l arăt mai bine aici. Uite, avem aici, trebuie să colectăm atent sarcosucul, să fuzionăm cu Diplotator-ul. E un amfibian și counter pentru Indoraptor, din câte am înțeles, că așa s-ar presupune, să fie counter pentru Indoraptor. Acum habar n-am, frate. Dacă dau click aici pot să-l și văd, uite. Dilosuchus, măi, uite ce ciudat arată. Arată mai mișto la nivel 40. Am văzut cum arată la nivel 40 și arată șmec, are coarnele alea mai mari așa de lângă oi, acolo e mult mai fain decât ce are. Aici arată puțin ciudat, așa, nu știu, arată puțin, nu știu, arată puțin stupid așa, dacă mă întrebă. La nivel 40 arată foarte bine, numai hackerii pot să-l obțin acum. Văd că monolofosaur, din nou monolofosaur a rămas aici aparent. Pentru ăștia care avem monostegataps, putem încă să mai obținem ADN pentru ăsta, să-l creăm în continuare, gen, știi? Ceea ce mi se pare foarte tare. În fine, noi mergem aici și facem trade-urile astea blane. Ia să vedem ce trade-uri blane. Avem 21 de milioane pentru DAS, o crezi tu? Nu. Asta mere, de ce nu? Ok, avem niște evenimente noi, oameni, și foarte faine astea pe care am de gând să le fac alături de voi. Tocmai ce-a câștigat un Dilophosaur, de ce să-l dau pentru ADN, pentru că de ce nu? Doar ca să fac trade-urile astea, fiindcă, na, trebuie la misiuni. 199 pentru 78, hai că mere și asta. Ok, azi altceva util pe aici? Nope. Și acum vine decorațiunea, vine un John Hammond pentru niște Dynamax, bag acolo. 170, mere. Ala, și am văzut că s-au mușcat puțin astea acum, dacă dai domnul la Necoz, nu mai ai 200, 100 de Dynamax în cap, îți dă mai puțin, poate să dea mai puțin, ceea ce mi se pare foarte stupid. Ia suntem, avem misiuni completate, chestii pe aici, aparent, da, avem, ia uite, chestiile astea de colectat, aici am ceva, nu, aici am, dar uite, frate, care e faza, acolo ai 12, stai o secundă, stai, ADN-ul de monofosor, cum nu mai procur? Wait, stai, deci... Eu pot să obțin ADN de monolofosaur, dar cum pot să mă obțin ADN de monolofosaur pentru monostegataps? Wait a second, ceva nu funcționează cum trebuie aici, frate. Dar ideea e în felul următor, obții mai puțin ADN obții mai puțin ADN de sarcosucus decât de Velociraptor, din cauza că prostia de Diplosucus costă 1500 ADN. Deci 1500 SDN ca să-l creezi, știi? Deci, și pe jumătate cam cât dracu ar fi? 750? Cam așa. În fine, uite mă ce avem aici, mă, oameni! Hybrid Showdown, măi! Care habar n-am ce dracu vrea să reprezinte chestia asta. Cât de tare e asta! Bine, e tot un de la zi, tot un cum dracu zice, test your strength, dar doar că cu hibrizi. Da, e tare totuși, e relativ tare. Poți folosesc orice hibrid vreau eu. Aparent doar dăștia de nivel 10 plus, din câte văd eu aici. Ok, doar dăștia de nivel 10 plus, am înțeles. Da, interesant. Interesantă idee. Și ce primești în pack-ul ăsta? Ok. Uite, Diplotator-ul de care am nevoie, nu l-am creat încă. Și Limnorhynchus, aha. Ok, relativ nu cine știe ce e în pack-ul ăsta, dar stai așa, ce altceva mai poate să mai dea, că dă și ADN, deci. Up to 20, dă doar ADN, dă doar ADN, am înțeles. Băi, un pack bun, zic eu. Ok, mai întâi de toate facem evenimentele astea. Ia din ce dracu avem noi aici. Ok, și ok, cele mai bune creaturi în luptă cu cele mai bune creaturi. Ai de cam eu, mi-a ieșit un coș deasupra buzei, mă, frate, ai de cam eu. Tocmai ce am băut apă mai devreme, am pus stick la gros, mamă, și m-am înțepat odată aici, frate, coșul ăla, bă, deci că mi-a băgat ceva un cui în buză. Bine, mai puțin mai sus de buză, acolo între naș și buză, știi? Bă, da, așa de tare, dore.
Direct atac, iau jumătate de viață lui ăsta. Ok, du-te-mă de aici. Tatoare, mă, oameni. Ai de cap meu. Îmi distrage atâta, chiar acolo, frate, mustața mea, mustața mea de gabori. Chiar în mustața mea de gabori, am un coș cât un vulcan, cât muntele Fuji, dracu-i. Mi-a ieșit Everestul pe față. Oare să mai păstrez eu Orthol Cantus ăsta? Oare mă mai aștept pe mine la ceva Orthol Cantus ăsta? Hai să punem 3 reserves. Aia, Orthol Cantus aduce naiba. Chestia nu e o amenințare foarte mare, chiar dacă nivel 53 nu e o amenințare mare deloc. Nivel 53 e hibridoar, băi, ești nebun. 4, stai, asta e tot ce avea, nu? Perfect, eu stau să mă la nivelul lui Dihania și eu nu știu cu ce, da, mă bate ăsta de un surapă în cap. Creatorul ăsta moarde în 3 lovituri, asta e una, două. Ai grijă ce faci, T-Rex, nu te juca cu focul. 3, a trebuit să fie mort, o să pun 4 pentru așa. Ala-i, mă. Perfect, de acolo moarte la fraier. Hai că se poate, T-Rex, concentrează-te, 1600, bă, are mult atac. A trebuit să mă atac cu toate 4, din calculele mele. A dat dinosaur, de ce a dat dinosaur? 3, ia să vedem, dă cu toate 3, dă cu una, dă ce nu, why not, dă lovește cu una ca fraierul. A dat dinosaur, are 2, ok, deci are 2. Ia dă dinosaur, ție minte, T-Rex are 2, l-o mord în 2 lovituri, una, două, perfect, una, două, 3, ala-i, mă. Îl bătem pe fraier, îl bătem pe fraier. Ala-i. Zice să fie fenomenul ăsta n-a fost foarte greu. Prima luptă a fost foarte grea și trebuie să le dă vreo 7 ori din joc și să intru înapoi să vă abuzez de glitch-ul ăla la maxim cât am putut. Adică a fost grea efectiv. Prima luptă. Are la te doamna a fost grele. Uite, nici a trebuit măcar, nici măcar să-mi dat. Ai, e cam eu prima dată când văd ancalasaurul pe jos. Săracul de el. Ok, și acum moarte la tine, tovară, și vină un pumnii mei. Sau ce dracu are, nu cred că are pumnii țăstul ăsta, habar am. Du-te și speri acolo, haide, fă ceva interesant. Ai, de capul. Nu da la cameră, bată-te, Dumnezeu! Păi toată lumea lovește la cameră în zile, dar să nu înțeleg de ce. Și când te duci, într-o revoltă, în ceva, lumea lovește la cameră, în pui mei, vine, vede cameramanul, vede pe ăla de la știri, stracu, bă, dată. Sincer să fiu astea așa, dacă stați mă gândesc, cam în toate chestiile pe care am văzut, cameramanul suflă cel mai tare. Mai ales în documentarea Național Geografic, dacă știi ce vreau să zic. Haide, camera. Frate, în multe chestii am văzut că... cameramanii suferă cel mai tare, săraci, și în faze amuzante. Oh, un număr rotund de Dinobac, 50, nu vine să cred. Niște ADN, niște... Oh, și un Artodus. Sincer să fiu, putea să pice chestii mai utile din becul ăla, dar... nu mai fac mofturi. Nu, am învățat să mai fac mofturi, că dacă fac mofturi, mi se ia după aia și ce primesc. Sunt curios, s-a schimbat ceva la Viepistol? Nu, în 15 ore, am înțeles. 15-16 ore, relativ. Respectiv, ok, deci hai să continuăm nebunia. Mai am o luptă de asta de făcut aici. Deci aici trebuie să fie doar hibrizi, maxim 3 hibrizi, am înțeles. Și sunt 1, 2, 3, 4, 5 lupte. Stai, trebuie să pun 3 hibrizi obligatoriu sau pot să pun decât unul, stai că nu înțeleg. No, uite, mi-aș fi fost bun apatozaur aici, battle Dumnezeu. Aha. Dar nu, stai, că numai, de ce aș avea nevoie de așa ceva când am așa ceva? Ok, să nu pun hibrizi, că de hibrizi am nevoie, asta așa. Tocmai ce spuneam să nu pun hibrizi, frate. E un super hibrid, dar tot hibrid e și ăla. Ia să vedem. Altceva ce ar putea să fie mai efectiv. Aici aș putea să pun Kentrosauru, dar cred că mai efectiv mi-ar fi o Olympia, fiindcă are mai mult atac. Deci mai bine așa. Ok, stai. Cred că am pus un hibrid acolo, că... Aba, nu am pus, dar e bine, ok. Vreau să păstrez hibrid, frate, pentru evenimentul ăla totuși. Mă gândesc să fac ca atunci, să-l atac, să iau jumătate de viață și nu cred că fac bine dacă-l atac, mai bine pun un bloc. Mai bine începe așa cu un bloc frumos, fiindcă poate să-mi le dăm două lofturi fraierul ăsta. Dar nu o să... Uite, cam eu fain arată asta, mă, la a doua lui evoluție, uite cât de șmecher, e culoarea aia, așa, nu știu, pur și simplu fac culoarea aia, uite, roșu ăla, așa, pe de drăguț. Să mă omor de nou, să pun două blocs. Am nevoie de tine, am nevoie de o lambială, relativ, nu știu ce să... Cred că e o lambie rip, dar să descurcă Tina, nu-i probleme. Tina s-a descurcat și pus Indoraptor aici, sincer să fiu, dar îmi trebuie în evenimentul ăla. 5. Dă cu 4, evident. Ok. Ia să vedem că se descurcă T-Rex-ul în momentul ăsta de față. Am nevoie de câte lofturi să omor pe tine. 2. Dacă am calculat bine. 1, 2. N-am calculat bine. Băi, stai așa, ce-am făcut eu? Ba, ai de cam, întrebam un pterozaur, nu un carnivor. Ups, am făcut o greșeală. ok, poți să mai dau dinosaur? Nu mai poți mai dau dinosaur, nu e bine deloc.
Ok, atunci abuzăm de glitch. Dar ce nu? Hai să ieșim de joc și să intrăm înapoi. Oh, perfect, e mort. A, l-ai mort. Ok, o să abuzăm de glitch-ul atunci. Vincă altă opțiune nu am. Ok, aștept să mă atace Dihani asta. N-am decât să ies de joc, fiindcă decât așa se poate câștiga, trebuie să ies ca să pot să câștig chestia asta, că altfel o să pierd ca fraierul. Ok, m-a atacat cu 5, acum intrăm înapoi în joc, mă, oameni. Uite așa se câștigă în Jurassic World Game, vedeți? Până ce trebuie să trec prin fiecare eveniment de off-camera pe care le fac eu, majoritatea, că nu toate sunt așa de grele. Dar trebuie să ieși și să intri, să ieși și să intri să câștigi. Băgam și picioarele în ele, frate. Dar am gândit-o pe aia acolo, frate. Nu știu ce a fost în capul meu, deci am pus Tanicola greu sau ăla. M-am gândit că trebuie să pun ceva puternic și am pus un Tanicola greu, dar trebuia să pun un pterozaur acolo. Se zicea să fiu, nu știu dacă aveam un pterozaur relativ suficient de bun, că Phoenix mi se pare că l-am folosit în lupte mai devreme. Joc blestemat, să blocăm loading screen iarăși. Bă, frate, să blochează mereu un loading screen jocul ăsta. N-am văzut așa ceva. Hai de capul meu. De ce, unde rămăsesem? A, da, te cotonogesc pe tine și după aceea să-l cotonogesc pe ăla, am înțeles, stai așa, hai să facem o schimbare aici. Deci una, două, ar trebui să fii mort. Una, două, să zicem. Și una, două, ia să vedem, e bine așa? E bine, e ok, zice, să zicem că e ok. Deși cred că chestia aia poate să mă elimine din două lovit, una, două, da, mă elimine din două, trebuie să dea cu patru. Are opt omul, ca de ce nu? A dat cu 5, stai, din 5 poate să mă mai... Ok, asta e foarte bine din punctul meu de vedere. Ia să mergi în 3 putea să mă moare, nu am înțeles. Asta se acardă cât 3, asta se dă că trebuie să-l omor eu din 3 pe el, una, două, 3, e mort? Nu e mort! Hai să vedem, moare. A, l-ai mă, e mort, fui! A fost cât paci. Haide, cam eu, bine mă, Golden Tooth, hai mă, Golden Tooth ce norocos, mai niciodată nu pierd luptele cu el. Cred că am pierdut toată lupta cu Golden Tooth totuși, dar cred că a fost din incompetența mea, fiindcă a uitat să-mi seiez din joc când trebuia. Dar nu contează, mai Golden Tooth a câștigat lupta. Ia, se dă pack. Stai că o ruletă, stai că nu e un pack, e o ruletă asta, aha. Și maxim era 2500, am înțeles. Haide, nu-mi da ceva prost. Nu îmi da ceva, nu da puțin, adică n-ar ce să spice prost, dar poate să dea puțin. 700... Merge, erau și mai bune pe acolo, 850 ăla îmi făcea așa cu ochiul acolo și zicea că nu vin, zicea ăla 250 acolo, nu vin la tine, nu vin la tine, stai acolo că nu vin la tine, să închid chestiile astea, ce dracu de să schizi toate prostiile astea pe fundal. Ia să vedem, aha, stai să colectez SDNA-ul, o secundă să-mi arăt camintea să colectez SDNA-ul, măi, uite, SDNA prețios, uite acolo, 66 de SDNA de Sarco, progresul începe, ia să vedem. Ok, ia să chiar ce chestia asta cu super hibrizi, atunci... Mă, da, e obligator să pun 3. Pot merge așa? Your team is incomplete. Sunt foarte ziu că vreau să fac această chestie. Aparent pot să... deci nu trebuie să merg obligator cu 3. Foarte bine, frate. Am vrut să mă asigur de chestia asta. Credeam că o să fiu obligat ceva de genul. Du-te cu 3 obligatoriu. Dacă nu te duci cu 3, îți dau un shoot în cap. Direct block. Ok. Chestia asta poate mai ne dă două lofturi în puii mei. De-aia l-am și pus. Acum gândește-o, Terex, ce se întâmplă? Ce se întâmplă că el n-a făcut nimic? Ups! Da, am pierdut. Am relativ foarte pierdut această primă luptă. nu e bine așa, frate. Cred că n-a trebuit să mai pun creaturi care să poată elimina pe ele însuși în două lupte, fiindcă ce se întâmplă. Dar e bine, am vrut decât să testez, frate. Am vrut decât să testez, frate. Dar fata, că scria chestia acolo de... Uite cum am mirosit eu niște timp și niște creaturi acolo relative. Ok, o să încep cu tine, măi, și o să păstrăm cei mai buni la final, da, sunt foarte sigur. Fiindcă dacă pun 2, o să fie 2 creaturi, nu o să fie 2 hibrizi acolo care să se bată, să se ciontă dintre acolo. Ok, deci tu nu mor din două lovituri. Știu eu sigur chestia asta, deci pot să fac așa și așa. Ok. Uite, prost, a pus 3, putea să mă elimine, ia să vedem. Votul ăsta încearcă să mă joace pe degete, aia. Hai, cap. Ce am lovit microfonul, să-mi bag picioare, nu știu ce a durut mai tare, urechile voastre sau degetul meu. Doamne, Terex, tună-te. Hai, capul meu, am aici, bă, la mine unghiile astea, cresc așa într-un hal, să-mi bag picioare, adică nu cresc și ele drepte frumoase. Ele cresc așa pe lateral, știi? Cresc așa pe lateral, ca dracu, pui mei, o să crească și ele frumos în față. Și mi intră în carne și mă doare, frate. Ia zi, poate să mai... Nu, una, două, nu. Haide, moartă la tine, tovarășe. Alea, prima luptă câștigată, mai a zis dacă am gândit-o puțin. Și n-am mai mers ca prostul, n-am mai mers cu prostul cap înainte. Ok, prima luptă e gata, next. Băi, un eveniment e la fel ca Test Your Strike, doar că cu hibrid numai. Și aici poți să pui mai mulți dinozauri. Mi se pare că în Test Your Strike puteai să pui decât o singură creatură. Aici văd că în evenimentul ăsta poți să pui oricâte creaturi vrei tu. Deci poți să abuzezi de glitch-ul ăla aici, am înțeles.
Doi hibrizi, obligatoriu. Dar dacă pun eu tot unul, te superi? Aici are ceva dacă pun tot unul? Ajung să folosesc hibrizi pe care i-am folosit niciodată, totuși. Uite, de exemplu, pe ăsta nu prea am folosit niciodată, Pachygalosaurul am folosit niciodată, Metrealongul l-am folosit niciodată. Foarte tare. Ok, aș mai pune încă unul, să mai pun încă unul, ce, de ce aș face așa ceva? Nu, o să pun decât câte unul, măi, o să trișez, nu joc după reguli. Ok, din una, două, cred că trei lovituri, patru lovituri trebuie să moară de hania asta, nu înțeleg, deci o să fac așa. Bun, sunt ok, sunt siguranță, Ninja Turtle vs Ninja Turtle, cine o să câștige oare? Evident că Ninja Turtle, dar care? Cel din echipa adversă sau cel din echipa mea? M-a atacat cu două prosturi. Se vede cine a câștigat, nu? Ia zi, dacă e mord în 4, 1, 2, 3 și acum vezi că... A, e mord în 3? Aha, și 4 așa pentru extra durere, cum îmi place un Drexa de acolo. Fiindcă mie îmi place întotdeauna să dau mai mult și evident să iau și mai mult. Stai că asta n-a sunat cum trebuie. Oh, wait a second. Hold on, asta nu-i cum trebuie să fie, asta n-arată cum ar trebui să fie. Aia n-arată cum ar trebui să fie, frate, ce e acolo? Oi de capul meu, stai că asta nu mai funcționează cum vreau eu. Ce sunt aia, băi? Alea nu-s creaturi puse de mie, băi, stai că cineva trișează aici. Și n-am amfibieni. Au, coșul ăla de la, au. Ok. Așa-i bine pentru tine, așa-ți place, măi, așa vrei să ne bătem. Ok, și ăștia trec că-i păsesc pentru final, dar nu știu dacă fac bine ce fac eu în momentul ăsta, adică sunt... Relativ puternici ea, frate. Ok, nu știu ce naiba fac aici, stai așa că, stai că nu mai funcționează. Eu n-am, asta am realizat, n-am amfibieni hibrizi. Deci asta vreau mie să nu zic că joc acum, că n-am amfibieni hibrizi, am înțeles. Și de ce atacă el primul, stai o secundă, cum funcționează asta? Eu n-am prioritate aici, sau care-și mecheria? Am înțeles, stai o secundă. Stați așa să-mi trag losul fraia, să-mi trag puțin ciorapii pe care i-am dat jos în picioare mai devreme și am urcat pe fotoliu. Aoleo, Dumnezeu să mă bată, că nu știu ce fac aici, mă, oameni, e puțin cam încurcată situația. Ok, 5 ai tu acolo, am înțeles. Stai că asta nu-mi place, frate, și mai atacă și el primul, are și el prima mână și asta nu mi se pare cu el. Ok, abuzăm de glitch, abuzăm de glitch. Una, două. 3 ar trebui să fie mort. Nu stai, nu dăm 3, dăm 4, trebuie să, nu dăm 4, ai de cap, e mare greșeală din partea mea aici. Nu prea știu să-mi joc cărțile aparent. Nu merge deloc cum trebuie, frate, deloc, nici jocul nu merge cum trebuie, nici lupta nu merge cum trebuie, deci... Abuzarea glitch-ului în acțiune. Domnul direct de nivel 20 are mai mult atac decât Ryofosaurus ăsta, oare? Că nu mai mi-aduc aminte. Nu mai mi-aduc aminte cine are mai mult atac și cine. Una, două, trebuie să fie mor, una, trebuie să fie mor. Vreau să fie, frate, mori acum tu. Nu mori, bă, să-mi bag picioarele în el, bă, ce greuiță. Ai de capul meu ce. Asta o să fie o luptă lungă cu multe exituri. Ok, din nou, repetăm. Încep să cred că jocul ăsta vrea să joace defavoarea mea, frate, de la o vreme. Adică să-mi bag... Aha, mulțumesc că mai dai și crash, bravo ție. Mai încântă mă și tu cu crash-urile astea. Așa, acum bănesc că, ok, hai că merge. Poate să-ți blochează rolul din screen. Frate, stai că nu mai înțeleg. În domnul direct de nivel 20 am mai mult atac decât Erlicasaurul. O să-i zicem Jake. Stai, sau cum ne-am zis? Da, Jake. Ok. Din cauza că este așa, de ce am mai mult atac? Dumnezeule mare, trebuia să mă asigur de chestia asta. Mai bine... știi ce o să fac după chestia asta? După lupta asta, dacă mai dă ceva stricat acolo cu care să mă bat, ceva ce nu pot să creez eu acolo, ce nu pot să aleg eu, o să fac Indomusul ăla de nivel 30 și atunci o să fie bine. Ok, deci în primul și în primul rând o să fac în felul următor, frate, o să pun un bloc și 3 reserves aici, să fac așa, ok, a pus 3 blocs, fraierul, asta e că te-am prins pe tine acum la închisuială, bată-te Dumnezeu să te bată. Ok, și acum e și iarăși T-Rex-ule, intră înapoi, ok, 4 mă atacă cu una. Perfect. Ia să aduc eu Indominus ăla, să vedem, la asta are 606 atac. Un Indominus ca... Oh, 900! Nu se compară. Nu se compară de niciun punct de vedere, ești nebun, în două e mort. Ok, o să mai dau cu încă două și o să pun una. Spune că... Bă, să te tune, Dumnezeule mare! Ai de cam eu, dar imposibil e animalul ăsta, mă. Ok, o să mă atace cu toate patru. Perfect.
Ok, ieșim și intrăm, ieșim și intrăm. Nu vreau să zic acest una, chestia asta nu. Îmi spunea ceva pe comentarii că vorbeam să joase a dat cu două, perfect. Deci asta înseamnă că are două blocs. Asta ar trebui să înseamnă că are două blocs și godia. Deci eu o să merg pe una, două, trei ca să te omor și un rizor. Îmi spunea ceva pe comentarii de Jurassic World Alive, frate. Și cum vorbeam acolo că sunt multe chestii astea pe care poți le cumperi joc. Jocul ai pay to win, oameni, ca să înțelegi și voi chestia asta. Ca și multe alte jocuri pe Android, pay to win, fiindcă na, toate jocurile pe Android de pe platformă de asta de telefon sunt pay to win, în puii mei. Nu mai spuneți voi mie chestii de astea, iure. Dar spunea ceva că n-ar trebui să vorbesc despre chestia. Frate, eu știu mai multe despre jocul ăla decât despre... Bă, numai dacă Crash White, bată-te, Dumnezeu, să te bată. Știu mai multe chestii despre Jurassic World Alive decât și unul care joacă jocul ăla în fiecare zi aproape, știi? Adică Nu sunt foarte multe chestii. Știați că animația din Jurassic World The Game, de la Code 19, când scapă un dinozaur, când eșuiezi o nu știu cum dacă să-i zic, o reține de aia pentru animalul acolo, e de fapt animația din Jurassic World Alive, luată de când zi alegi dinozaurul apăsus cu drona ca să prind, să arunci săgeți în el ca să ia ADN-ul. Exact așa e făcut. Sunt luate animații de acolo și puse în Jurassic World Game. Fac pariu că nu știați chestia asta. Uite că textul știe chestia asta. Nu vă mai puneți voi la îndoială cu mine. Doamne Dumnezeu! Așa, lovește cu una, fraiere. Aici joci jocul meu. Nu mai joci tu, nu mai joci după regulile tale. Tu joci după regulile mele. Ia să dăm una, două, trei, patru l-omoară. Una, două. Chiar n-am chef să-mi pună trei blocs. Chiar n-am chef să-mi pună trei. Așa că du-te, dracu. Aha! Pe cine am prins eu aici? Hai, domnul, sfâșel! Stai că ăsta nu e ultimul, stai așa că mai am un de bătut, ok. Dar sfâșel pe ăsta, ai domnul, fă-l praf și pulvere, alai. Fă-mă mândru. Și să vină și ultimul fraier, ca să o să-și aduc aici de față. Hai, fraiere, atacă, nu mă îndrăznește. Dai cu două? Aite că nu vreau să dai cu două. Eu decid aici dacă tu lovești cu două sau cu una. Eu decid dacă tu câștigi, dacă supraviețuiești, dacă mănânci sau dacă mori. Bă, m-am cam săturat de chestia asta, am chef să termin o dată cu lupta asta blestemată, m-am săturat de ea până peste cap în pui mei. Chestia asta mă desparte pe mine de, habar n-am de ce mă desparte, mă desparte de ultima luptă în pui mei, de a câștiga evenimentul ăsta și de a mă băga la somn în pui mei, că de asta mă duc chiar brampura pe muraș, haide, faci aici de făcut acolo, dă-i cu trei, elimină-l pe Jake, alai, dă la hard aici, nu mai avem nevoie de Jake, nu mai este nevoie de, ești concediat ce vreau să zic, am uitat. În fine, hai, domnul, arată de ce ești în stare. Una, două, așa, trei. Dăm patru, e dus dracului. Una, două, trei, așa, pe text adure și în caz că a pus un bloc sau ceva. Sfârșit, domnul, termină. Let's get this over with. Ah, de când aștept să zic chestia asta. În sfârșit, a de-aș curta asta, oameni. Doamne, Dumnezeu, bă, da, chinuitoare a fost să-mi bag picioarele în ea. Ale, măi, Dominus, măi, bravo ție. Asta a fost penultima luptă, da? Spune că asta a fost penultima luptă. Te rog, eu spune că asta a fost penultima, fiindcă nu mai am chef să mai lupt cu așa ceva, frate, fiindcă e foarte chinuitor. Acum fingers crossed, știi? Ia să vedem. Încă 50 ADN acolo la T-Rex-ul, încă un lag spike de la gigantic ca să blochează toate. A fost antepenultima. Mulțumesc, dar cum să nu, chiar asta și doream. Hai să facem un domnul de nivel 40, de nivel 30, pardon, nivel 40, că până mai fac un domnul de nivel 40 să dureze 100 de milioane de ani. Stați că v-am arătat o chestie. Stai așa că v-am arătat o chestie. V-am pus o postare pe community page pe YouTube acolo, pe community tabula și v-am arătat asta, oameni. Am două antartopielte. Cum s-a întâmplat chestia asta? Păi nu știu, umblam eu pe aici și m-am uitat la videoclipul ăla pe YouTube. La penultimul episod al Jurassic World Game pe care l-am pus și m-am uitat eu aici în chestia asta. La minutul, nu știu care, la minutul 14 era, că sunteți curioși, și am văzut aici unde e piroraptorul ăsta, era o antartopel, dar și stăteam așa și mă gândeam, asta așa, parcă antartopelul aveam un parc. Și am intrat un joc ca să verific și am văzut asta, mă, oameni. No, uite-te și tu. Acum sunt curios, dacă dau click pe ele, ce se întâmplă? Ok, poate-mi dau jocul, crea sau mi se ce progresul sau explodează dracu planeta. Deci asta aici. Ok. Oh, deci apare în post intru la... deci am două antartopelte. Ai de cap meu, sunt clone, măi, astea. Dar să pune ca unul în pui mea, adică să pune ca unul în luptă, dacă se uită așa. Am două antartopelte care e egal cu una. Am niște clone, una... Mă întreb care este cea reală și care este cea falsă. Ai de cap meu, ce-a făcut el în un laborator, nici dracu nu știe. Ok, ia să vă gândesc ce e noua evoluția asta, Blanao. Unii domnul zic de nivel 30. Se pare că totuși o să-l vedeți pe un domnul mâncând. Cui nu-i place să vadă un domnul Zex mâncând, e mai spectaculos decât mosasaurul ăla când se hrănește. Dar auzi, o să mănânci carne, poți să nu mai mănânci mie nervi în momentul ăsta, haide, alai. Hai că n-ai cheltuit chiar așa de mult, nu? Relativ. Hai, domnul.
Am nevoie de tine, te invoc! Invoc puterea bestiei din tine! Ala, a dă la mine încoace, băi, a dă la mine încoace, ce grafica asta teribilă, băi, așa. Acum, hrănire, haide. Prima dată doar așa ca să ai, hai, haide, miam, așa, ai, domnul, haide, pentru asta te-am trezit fiară. te-am trezit pentru mâncată hot dogi. Încă o dată, băi, nu mai stat tot de animația asta, să-mi bag picioare, atât de plăcut, ia uite, miam, miam, miam. Văd acolo chestia cu butonul de roșu, de hibrid acolo, știi? Oare mai pot să mai pot să mai folosesc o dată pe Windows, mă pot să... oare mai pot, dacă fac rost de 4, mai pot să fuzionez o dată în Windows? Ce? Adică, butonul ăsta ar trebui să dispar dacă o dată. Ok, puțin cam dubioasă chestia. Ok, ultima dată când vede, haide, miam! Ala, ia uite-l ce saturie. Bătăiță! Hai să dăm bătăiță. Haide, că am eu asta. Ăștia sunt mai ușor de bătut, ești nebun? Oi, domnul, sunt linia acolo. Uite lângă Indoraptor, măi. Oh, haide, că am eu asta. Ăștia sunt mai ușor de bătut. Uai. De ce asta mai ușor? Adică, da, nu mă înțelegi greșit, mi-e în covie, dar adică mi-am făcut... ok, o să pun, o să încep așa cu tine. Nu, stai, nu o să încep cu tine. O să pun Carnoraptorul prima dată. Ok. Frate, lupta asta e relativ foarte ușoară, adică poți să bat cu dinozauri ăștia, dinozauri, hibrizi ăștia, îmi pui mine, în ghilimele dinozauri, fiindcă sunt hibrizi dinozauri, nu? Dar frate, e foarte ușoară chestia asta, nu? Uai, de cam ăsta e mort în două lovituri, efectiv. Ok, sunt plăcut surprins să văd o luptă mai ușoară, așa. Gen, mi-a dat ceva greu, băi, hai să te las așa mai ușor, că văd că te-ai înatac foarte tare și poate dai cu pumnul în momentul ăsta, faci vreo prostie ceva de genul, sau ne dai în judecată, dracului. Atunci să fie mort două lupturi. Poate-te Dumnezeu. Trebuia să fie mort în două lovituri, ala a fost acolo, nu știu, un glis sau ceva, trebuia să fie mort în două lovituri, așa funcționează creierul. Acum să mă moare el pe mine din două lovituri, extraordinar. Chestia asta nu trebuia să se întâmple. În fine, Carnoraptorul e pe jos, asta nu e problemă, o să culegem mai târziu cu mătura. Moarte la tine, tovarășe, o să pun două reserves, ok. Totul decurge perfect, lupta asta chiar foarte ușor, frate. Haide, cam eu chiar sunt plăcut, surprins. Sunt curios, știi ceva, puteam să pun, am 4 hibrid mi se pare, 4 foarte bune acolo, puteam să pun numai aici totuși. Mă omoară de două lopturi? Nu cred, n-ar trebui să poată mă omoară de două lopturi, ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, o să las pară aceasta ca să-i facă pe ăștia praf. Snakehead aici să dă scurcă, cred că ar putea să-i bată pe amândoi Snakehead. Mă atacă, nu mă atacă. Cred că Snakehead ar putea să-i bată pe amândoi, asta e așa să-i fac eu ăsta felul, asta e să facem așa o schimbare, să facem o mică schimbare, ia să vedem, punem rezerva aici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, așa, perfect. Aia nu trebuia să se întâmple, ceva în algoritmul meu nu a funcționat așa cum trebuie, așa are 5 ăsta, asta e așa că nu funcționează cum trebuie, frate. Ok, deci dacă reușește Tapi cel teribil ăsta, junior, clona asta infectă să-mi doboare ceea ce a reușit, mai mult ca sigur, a rămas și cu una. Asta înseamnă că Snakehead va trebui să-i doboare pe ăștia doi singuri, pe cont propriu, ceea ce nu o să fie foarte mare problemă, nu? Una, două, ok, hai să vedem. Haide, Snakehead, dovedește supremația, dovedește că o creatură comună este mai puternică decât una super rară. Ați văzut să-l omor în 3 lovituri pe ăsta, deci... M-a atacat cu două. Perfect, e mort. Haide, Snakehead, arată de ce ești în sală, arată din ce ești făcut. Vedeți ca ceva atinetă argentinozaur cu ceva argentinozaur cu habar, n-am. Labirintosaur cu labirintodontia, parcă. Haide, cam, chiar că nu mai cunosc creaturile, să-mi bag picioarele și o vorbesc despre alte jocuri. Uite cum îmi dă universul rect, uite cum alții au dreptate, ce mă bâlbe așa de tare. Haide, cam, m-am făcut de râs. Ok, oricum sunt obișnuit să mă fac de râs, nu vă faceți grijă, e ceva foarte logic aici la mine, la T-Rex-ul, mai ales pe planeta mea, să te faci de râs, dacă nu te faci de râs pe planeta mea, asta e considerat o crimă și își băga la prnaie. Ia zi, 3 hibrizi. Asta e la fel de ușoară ca și cealaltă, Indoraptorul singur poate să bată chestia asta, o să punem și pe Indominus Rex și Monostegatap să fie și el pe acolo, de ce nu? Haide, cam eu, uite, deci tu, aia, slăbania împotriva la... Monștri mei, dracu, hai de cap, uite ce... te crezi dur, tipule, te crezi dur? Iar aici! Mor de lovitură! Ia! Indoraptor ceva de genul, stai jos acolo! Ești dat afară, stai pe bară! Indoraptor îi elimină pe toată o lovitură. Ah, doamne, uite-te și tu pe ce mi-o răzesc cu Indoraptorul.
Dumnezeu, Dumnezeu să te tune de joc. Pentru asta m-am chinuit eu, pentru asta am păstrat eu Indoraptor, pentru asta am făcut eu Indominus Rex de nivel 30. Știi ceva? O să pun trei, dar vreau să-i dau o șansă. Vreau să fiu Beat bună, să vreau să fiu T-Rex bună, să vreau să fiu T-Rex bună, pentru toate chinurile pe care am trecut, vreau să-i dau și lui o șansă. Părea că mi-a murit Indoraptorul, mama dracului, tia. No, bine, apuc să-mi folosesc Indominus Rex de nivel 30 astăzi, aparent. Hai, Indominus, fâși el, că nu degeaba te-am creat eu. Arată cine e șeful aici. A plecat șeful mare, acum vine șeful celălalt, șeful mic. Uite ironia, ironia solții, Indoraptor considera șeful mare și Indominus Rex considera șeful mic. Hai de cap, tot e în apă de astăzi. Hai, măi, Indominus. Oare s-a meritat să fac de nivel 30? Acum stau și mă gândesc așa, nu știu dacă chiar s-a meritat, adică mai bine mi-aș fi văzut oponenții, de să-mi fi văzut oponenții și după aia să decidac să fac Indominus ăla de nivel 30. Ia mă semna că s-a meritat pe acolo ăsta, dă-mi un... ori un Dunhybridze a 2 pe care nu i-am, ori un Carnoraptor, aia vreau, un Dunhybridze a 2 pe care nu i-am sau un Carnoraptor, haide. Ce dracu e aia? Am primit, wait, what? Stai, hibridul nu e garantat? Am fost tras în țeapă! Era să fie, frate, hibridul ăla nu era un hibrid garantat! Ai, frate, acum asta chiar că nu s-a meritat, să-mi bag picioarele că s-a meritat. Nu s-a meritat nici măcar o centimă, bată-te Dumnezeu, joc, am fost scamat. Vreau un refund la tot ceea ce am făcut astăzi, nu-mi place, nu sunt mulțumit, bată-mă Dumnezeu. Ai, frate. Măcar te-am făcut asta pentru speed up, am primit niște chestii. Nici măcar n-am primit SDN pentru chestia asta. Acum chiar mă simt cea mai scamată persoană din lume. Nu știu, oameni, ce să zic, evenimentul ăsta m-a tras în țeapă rău astăzi, deci apare mi-a luat cea mai mare țeapă din toate țepele posibile pe care puteam să mi le iau. Mi-a făcut și Indominus Rex la nivel 30 pe care o să pun păludea foarte curând, o să iau și Indoraptor și pe Indominus. Nu-i mai vânesc pe acea canal, dar la videoclipul ăsta. Și o să mă duc să-i vânesc păludea și o să le fur toate resursele pe care pot să le găsesc. Le bată-i Dumnezeu să-i bată astăzi, mai păcăliți voi pe mine, păi lasă că suportați voi cu o secere, bată-vă Dumnezeu. Dar în fine, oameni buni, nu știu ce să vă zic, vreau să știu ce ați câștigat din pe acolo, dacă ați făcut evenimentul ăla cu hibridul, cu strength ăla cu hibrizi acolo. Vreau să spuneți mie ce ați câștigat voi din pe acolo. Vreau să știu dacă am fost singur că am fost scamat în halul ăsta. Până atunci, oameni buni, o să închis acest videoclip aici, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să bifați clopoțelul pe notificările alea fârstite. Ce dracu mai rămas să vă zic. Abonați-vă, dracului, că n-aveți ce pierde cât timp și neuroni. Aproape că uitați în chestia asta. Hai de cap, mi-a atât de rendă și de stricat. Sunt să vede că e seara, frate, și că am alte chestii pe cap. Și că sunt stresat ca naiba și că am jucat prea multe joace în pui mei. Și de aia n-am postat nimic în zilele trecute. Dar în fine, asta nu este problema voastră, asta este problema mea. Toate sunt problemele și încălzirea globală și sfârșitul meu, toate sunt problemele mele. Dar până atunci, oameni buni, vă mulțumesc pentru toată atenția cu toată, tot suportul oferit și noi o să ne vedem ca cei de-a viitoare. Pa, pa! Hai mă, Indominus, că avem treabă, fierar, ai dracu să fie, ne păcălesc ăștia pe noi. Tu ne-ai ar, Dumnezeu. We'll be right back.